muncă. Această abordare mecanică, practic, crește manevrabilitatea și îl învață pe el să se lase condus. Dincolo de faptul că îl învățăm în acest antrenament să se lase condus, comunicăm pe ceea ce este lui mai familiar, și anume comunicarea tactilă. Așa cum se va antrena acum, așa va începe să accepte manevrele în momentul în care se întâmplă să se întâlnească cu un câine. Salutare, prieteni! Cătălin Cornea sunt și ne găsim aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Astăzi mi-am propus să vă fac părtași la o ședință de dresaj. Este a doua ședință din colaborarea noastră cu un ciobănel german, o să vedeți, de un an jumătate, care nu a mai fost niciodată dresat. De ce vreau să vedeți ceea ce vom face astăzi? Pentru că abordarea este un pic diferită față de celelalte pe care le-ați văzut aici pe canal. Și anume, vom aborda acest câine cu metoda mecanică. Începem cu manevrele din lesă și îl învățăm pe proprietarul acestuia să se familiarizeze cu lesa, să înceapă să o folosească în mod eficient pentru controlul propriului câine. Acest câine are micile lui probleme, o să vedeți, până acum a fost condus într-o zgardă plată, da, în care trăgea foarte tare, moment în care și-a construit o condiționare, să spun așa, cea pe care noi de altfel trebuie să o evităm, și o să vedeți cum facem asta. O zgardă plată în care trăgea și când se întâmpla să vadă câini, devenea foarte nervos, agresiv, chiar și trăgea foarte tare în lesă. Bineînțeles că trebuia ținut, dar nu este asta soluția. Soluția este să începem să-l manevrăm, să-i distragem atenția și veți vedea cum. Ia, hai că-l încoace. Lasă să se ducă cât mai mult, tu vino cât mai mult înapoi. Vino, foarte bine. Sunt distrageri, da? El privește acolo, încep să îl chem. Așa, te dai înapoi, distrage atenția pe mișcarea ta, asta e și ideea. Dă-i impulsuri ușoare să-i atragi atenția că te îndepărtezi, ca să-l pui pe picioare. Da? Așa, foarte bine. Deci blochează-l, cheamă-l. Te dai ușor înapoi, foarte bine. Schimbi totdeauna direcția, astfel îi atragi atenția asupra ta. Perfect. Totul se întâmplă mecanic, asociind mișcarea ta cu tragerea de lesă. Dacă observi de la ședința de ieri, suntem la a doua ședință, corect? Dacă observi de la a doua ședință, de la ședința de ieri, deja în el s-au sedimentat automatisme. Este chemat și pus să se așeze. Și nu este rău, pentru că de cele mai multe ori vei avea nevoie de lesă să poți să manevrezi câinele și să-l ții pe loc. Bun, du-te cu spatele încolo și atrage atenția, du-te. Bun, și acum schimb direcția, îl blochezi, îl chem spre tine. Foarte bine, te duci iar cu spatele. Exact, te oprești și spune-i să se oprească și el. Ridici de lăs. Bine. Cheamă-l la tine și faci acei pași înapoi de care vorbeam. Blochezi un pic. Astfel îi atragi la tine atenția prin mișcarea pe care o faci. Bun, te oprești un pic. Și pentru a-l determina să facă șezi, este clar că va trebui să ridici de lesă. Dacă observi, el se concentrează pe foarte bine. Se concentrează pe diverse distrageri. În momentul în care folosești lesa, secretul este să îi distragi atenția. Ridică-o. Pune-ți gărduța sus un pic. Acolo sus îl manevrezi
mai ușor. Îl convingi să-și mute atenția de la ceea ce îl distrage mai ușor, da? Bun. Te duci un pic cu el, spune liber. Liber. Foarte bine. Așa se ducă. Bun. Vino. Și acum te dai înapoi. Foarte bine, te oprești. Te dai înapoi. Schimbi mereu direcția, da? Exact. Acum schimbi în partea opusă. Exact. Și așa îi atrage atenția. Foarte bine. Perfect. Pentru că noi am ales să lucrăm din lesă și zgardă cu acest cățeluș, care este un foarte mare viteaz, după cum ați observat, atunci când vede câini, se manifestă. Însă, dincolo de câini, noi avem, după cum observați, biciclete, copii, toate pot stimula instinctul de vânătoare. Dar acest instinct de vânătoare începem să îl înăbușim, să îl ținem sub control și să devenim noi o distragere mai puternică decât tot ce se întâmplă în jur. Ăsta este tâlcul lucrului în mediul real. Dar totodată, dacă ați observat, noi lucrăm. Gata, câinele este acolo, este într-o așteptare, dar acum a devenit alert, pe semne că a văzut ceva important. De obicei am acest reflex când văd câinele că are un asemenea răspuns, să mă uit, să văd la ce se concentrează și eventual să aleg strategia prin care îl distrag. Ceea ce facem în ședințele de dresaj este să instruim omul să știe să folosească tehnica. Bun, acum. Simulează plecare, în momentul în care se va ridica să plece cu tine, te oprești, îl reții de lesă, uite, ridică de lesă acum, ridică un pic, ridică, atât, și te oprești. Perfect. Bine, vezi? Deja începe să aibă un tip de automatism când este ridicat de lesă să se așeze, ceea ce este perfect, asta și urmărim în momentul în care ridici, ridici ușor de lăsă, ridici, 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 ridici și vino de jur împrejurul lui. Astfel îl distragi. Z. Foarte bine. Excelent. Bun. Și vino de jur împrejurul lui. Exact. Făcând această mișcare, ai mari șanse să iei atenția de la ce se întâmplă în jurul lui. Scopul este să-l înveți în acest mediu să nu mai fixeze aceste distrageri, pentru că fixând aceste distrageri, după aceea se reflectă în comportamentul pe care îl adoptă. Da? Bun, foarte bine. Excelent. Ceea ce am exersat ieri. Câștigi două lucruri din acest tip de exercițiu. Odată că îl poți distrage tu la rândul tău prin mișcare, a doua că dacă se mișcă ai ocazia să îl reții de lesă și după aceea îl și desensibilizezi la mișcarea ta. Este foarte important. Dă-i liber, du-te încolo. Liber. Mișcă-te ca un dresor ca să te asculte câinele ca pe un dresor. Cu acest moto, pornind la drum, oamenii învață pas cu pas tehnică pe care o pot folosi în lipsa mea. Ceea ce este important pentru că pot face generalizarea cu câinele oriunde s-ar afla, independent de prezența mea. Poți să-l chemi acum de la lungime de lăs. Ping! Și te dai înapoi, lasă să curteze distanța. Insiști în momentul în care exact. În momentul în care... Foarte bine. El schimbă direcția sau se oprește din a veni spre tine, tu îl impulsionezi din zgardă și atrage atenția. Ridici din nou, bun, atât, perfect, foarte bine. Dacă tot stă în poziția asta și este dispus să stea în această poziție, schimbă direcția de jur împrejurul lui și îl inviți să stea. Spui stai, dar nu tragi de lesă dacă el stă, da? Exact. Astfel inițiezi rămânerea pe loc, așteptarea sau implementezi cuvântul
pentru rămânerea pe loc. Așa. Odată cu atenția lui acolo, încep să te îndepărtezi de el. Câțiva pași. Tai, tai, frumos. Tic, tic. Te oprești exact când te privește. Da? Când te are în raza lui vizuală, te oprești ca să nu îi atragi atenția pe mișcare. Foarte bine. Foarte bine. Perfect. Bun. Excelent. Acum poți să vii pe lângă el, dar te duci prin spatele lui când vei veni pe lângă el, o să vezi că îi atragi atenție. Deci ești într-o veritabilă comunicare cu el. Așa. Vii prin spatele lui și ajungi lângă el, practic. Bun. Mângâie, laudă-l. Ești foarte mulțumit de el și pleci cu el, invitându-l în liber. Excelent. Și se poate duce. Cuvântul liber va fi comanda lui favorită. Ușor, ușor, mai trage cu ochiul. De ce am vorbit noi că folosim lesa retractabilă? Și pentru că nu-l putem ține la pas, corect? Da. De ce? Pentru că încă nu știe să meargă la pas și n-am face decât să-l gătuim gratuit. Vrem întâi să-l învățăm cu controlul din lesă și să se lase reținut și să se lase distras și să micșoreze cu între voi și apoi ușor, ușor o să-i cerem să meargă care el le va înțelege și va fi antrenat să țină cont de ele. Și după aceea îi dăm liberul ca recompensă pentru faptul că a acceptat să meargă în ritmul nostru. În timp prin repetiție va ajunge să prefere mersul lângă piciorul stâng și așa cum se calmează el când îi spui șezi, așa se va relaxa în regim de mișcare când îi vei spune pas. Ok? Hai să chem. Vino, tata. Așa, insiști din impulsuri. Foarte bine, vine. Te dai înapoi și îi atragi atenția spre tine. Vino. Da? Foarte bine. Vino. Îl distragi, exact. Și te mai duci odată, îl distragi, până îl vezi că nu Vino. Mai fixează acolo cu atenție. Insiști dintr-un impuls, două, să se întoarcă așa spre tine. Perfect. Poți să vii din nou. Te duci. Bun. Chem, blochezi și te dai înapoi. Foarte bine. Te dai înapoi până când își mută privirea de acolo. Este foarte important. Impuls. Și acum îi spui stai. Și se va așeza. Perfect. Bun. Îl auzi. Atâta timp cât este cu ochii acolo, te duci mult în spate. Îi spui stai. Doar o sugestie acest stai, deocamdată nu este o comandă, da? O atașezi acestei stări și acestui comportament pe care îl are. Și îl înveți să o recunoască și atunci când îi spui stai, practic să-i poți induce această stare, da? Excepțional. Hai să te apropii ușor. Foarte bine. Vii liniștit. Vezi, te fixează cu privirea, vrea să vadă ce faci. Te oprești un pic, îl mângâi. Bun. Și acum ocolește-l și îndepărtează-te încoace. Deci nu uita că încep să schimbi. Da? Și vin încoace. Încep să schimbi poziții. Exact. Și să complici un pic. Ca să provoci și greșeala. Să-i arăți ce se întâmplă și când este în eroare. Nu o să se întâmple mare lucru decât o să îl informez cu intervenția verbală nu. Și o să-l reții de lesă, o să-l pui în loc. Și atunci va înțelege ce face. Dar pentru a doua ședință, un câine nedresat să stea stabil pe mișcările astea, înseamnă că ce s-a întâmplat ieri a avut un impact extraordinar de bun. Da? Foarte bine. Te duci la el, îl lauzi și dai din nou liber încolo. Bravo, băiat, bravo. Deci, recompensa lui este liber și mânghiere. Excelent. Excelent. Îl lăsăm să se ducă un pic. Avem distragere, da? Și acum îl chem. Te duci. Un impuls, două, trei. Frumos. Te oprești și spui stai. Bine așa.
Nu uita că lucrăm cu distrage. Dai, spui stai. Bună, cuțu. Bună, cuțu. Încep să te duci de jur împrejurul lui. Spui stai, da? Perfect. A înțeles mesajul imediat cum l-ai oprit. Asta este foarte important, că intră într-o stare de calm, da? Starea asta de calm te ajută să înțelegi că ai putea să încerci mai mult în exercițiul ăsta, da? Să treci la faze ceva mai complicate. Foarte bine. Excepțional. Îl mângâi frumos, ești mulțumit de el. Da? Bravo. Important este că atunci acționezi din lesă. Atunci când îl acționezi din lesă, să intre într-o stare de liniștire, da? Perfectă alegerea lui. Asta te ajută. Așa îl poți citi ca pe o carte în momentul în care faci astfel de alegeri, da? Spune-i liber. Liber. Perfect. Ușor, ușor, observi că acest cuvânt prinde sens, pentru că are legătură cu faptul că poate să plece. Deci, combinația dintre acest cuvânt liber, pot să plec sau stai, voi fi din lesă controlat, să îmi iau atenția de la distrageri, prinde sens. Ceea ce am stabilit mai devreme, vorbind cu cel care conduce câinele de drept, nu eu, eu sunt doar ținătorul de conjunctură, pentru că îmi place câinele foarte mult și, bineînțeles, aș vrea să mă cunosc un pic mai mult cu el, dar acum l-am doar ca partener de dialog. Hai, culcat! Culcat! Că stai culcat, bravo! Vedeți, e un pic cam circumspect. De obicei, când câinii sunt așa circumspecți, căutați să nu intrați în spațiul lor foarte mult. Da? Dar acum voiam să vă spun că învățându-l două elemente simple, liber înseamnă poți să pleci să explorezi pentru că asta îți dorești și stai înseamnă să rămâi pe loc că dacă vrei să pleci te voi reține de lesă, se va seta pe două stări total diferite. Când îi spunem liber se activează și pleacă, când îi spunem stai se relaxează și se așează ca o frunză pe pământ. Asta ne interesează de la cățel în primă fază, ca atunci când ne folosim de mijloacele pe care le avem, câinele să intre în starea specifică pe care ne-o dorim și care ne avantajează în definitiv. Bravo, mă. Hai, liber! Ce-am dat liber, nu uitați să deblocați lesa când îi dați liber, pentru că dacă nu o faceți, dacă nu o faceți în momentul în care a plecat și trage un pic în lesă și apoi îl deblocați, nu faceți decât să încurajați trasul în lesă. Așa că fiți atenți când lucrați cu lesă retractabilă, să-i spuneți liber, dar să deblocați în timp util, să nu aibă senzația că trăgându-vă a ajuns să primească libertatea pe care și-a dorit-o. Hai copil, încoace! Ia uitați! Ups! Ups! Hai, aici! Stai! Bravo! Observați că a început deja din a doua ședință la cuvântul stai și la o sugestie tactilă să se calmeze. Mai devreme a văzut motocicleta și s-a lansat, a intrat pe modul de instinct de vânătoare și asta s-a reflectat în comportament. Este foarte important ca din lesă să-i atragem atenția și să-l deconectăm de această stare, de acel instinct și să reușim prin antrenament să-i inducem noi starea specifică de câine cu minte, câine obedient. Și dacă reușim să facem asta în asociere cu tot felul de astfel de distrageri, vedeți, ridic de lesă și am luat atenția de acolo, este foarte important. Deci, reușind să facem asta, începem să avem mai multă încredere în el și în felul în care
reacționați atunci când îi cerem, de față cu toate distragerile. Nu uitați că aceste distrageri practic trebuie să fie asociate cu starea pe care noi o dorim. Tocmai de aceea, în prezența lor, intervenim asupra câinelui și îl influențăm. Odată ce am făcut treaba aceasta, toate distragerile din mediu cu care câinele se confruntă, la început în antrenament și după aceea în viața de zi cu zi, viața reală, vor deveni trigere către o stare de calm. Este tot ce ne putem dori de la câinele nostru. Hai, liber! Cu acestea fiind spuse, dragi prieteni, nu uitați să intrați pe canal, să dați subscribe și să apăsați clopoțelul, așa cum vă spun de fiecare dată, pentru că aici veți găsi informații interesante cu abordări reale. Astăzi am avut ședința de dresaj cu acest începător, acest băiat de un an jumătate, dar începător, care numai după o ședință, prin abordarea aceasta mecanică, și-a arătat adevăratele calități de student. Sunt Cătălin Cornea, rămâne să ne vedem cu următoarea ocazie cu noi și noi elemente interesante din dresajul de companie și noi abordări. Nu uitați că dresajul este flexibil, nu ține doar de o recompensă, nu ține doar de o zgardă cu telecomandă, nu ține doar de o zgardă plată sau doar de o zgardă de forță, ține de un întreg ansamblu, o combinație inteligentă, bine ticluită, prin care ajungem să-i învățăm pe câinii noștri ceea ce ne interesează mai mult. Să ascult. La revedere!